Un incendiu puternic a avut loc într-o gospodărie din Dolhești. Fiul proprietarului a pus focul intenționat, fiind foarte supărat. Militarii detașamentului de pompieri Folticeni împreună cu lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență Preotești și Dolhasca au intervenit cu 5 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu puternic izbucnit în satul Dolhești Mari, comuna Dolhești. La sosirea echipajelor ardeau casa de locuit și o construcție anexă cu pericol de propagare la vecinătăți. Pompierii au intervenit mai bine de 2 ore. Au ars casa de locuit pe o suprafață de 80 de metri pătrați și o anexă gospodărească pe 20 de metri pătrați. De asemenea, s-au degradat geamurile unui autoturism care se afla în apropierea focarului. Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul. Fiul proprietarului, care avea probleme psihice, a pus focul. Bărbatul de 39 de ani a fost ridicat de polițiști și internat la psihiatrie. Individul a fost recalcitrant și față de pompieri și față de polițiști ajuns la fața locului, care l-au încătușat și l-au ridicat în final. Individul a turnat benzină și apoi a aprins flacăra. Părinții bărbatului, 2 bătrâni bolnavi, au rămas cu pagubă de 30.000 de lei și fără acoperiș deasupra capului. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat o casă învecinată, un fânar și autoturismul proprietarului.